Hai să vină Bobi să zic ce-a spus. Bună ziua, bună ziua! Totuși, Constantin, mă numesc. Bună ziua! Am venit aici pentru un interviu. Da, vă rog, luați-mă cu burgatorul, vă rog. Cu burgatorul. Mulțumesc frumos. Hai și eu. Bă, Cătăline! Spuși, mă, aici, bă, tată! Tu, salut, ce faci, mă? Bă, dar pe același lucru te întreb și eu. Da, bă, dacă stai bine să mă gândesc, e foarte straniu faptul că am murit amândoi în aceeași perioadă. Da, straniu. Ei, cam aiurea așa să fii mort. Da. Bă, acum, na, nu vreau să fiu indiscret sau ceva, dar tu cum ai murit? Am murit cu scânteie, bă. Cu scânteie. Cu scântei, cu foc, cu pompieri, cu tot așa. Mamă! Fii atent aici. Mă pregăteam să cânt pe Wembley. Wembley, mă, așa cântat acolo. Da, unde am un ritual din ăsta, știi, înainte trebuie să fac o baie în cădița da. Mea, nu știu ce, să-mi întind părul cu placa. Ritual. Și așa strănutam și mi-a scăpat placa mea. Tragic. Da? Da, foarte, foarte tragic. Bă, da. Ce, eu cum am murit? E. Am murit în glorie, mă. În glumă. În glorie. Eram ce, în casă, în casa mea, în halatul de mătase, sorbeam din ceaie cu ghimbir, sună telefonul. Trele, trele, trele. Răspund. Da, era, zic, da, da. Era interesantul meu. Și îmi zice, bă, totuși, tocmai albumul tău e platină, ai vândut 1.000.000 de exemplare. Mă, bă, atunci, să vezi, furnicături. Băi, peste cap, mi s-au uscat buze, s-au făcut vine, m-a luat așa o... Amorțeală? O... Simțeam așa ceva, nu, bă, 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 mi-a păcut inima. Tragic, 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 mă. Pe brațul. Tragic. Bă, dar tot aici pentru interviu la 10 da. Raiu S.A. Da, am auzit că în 10 Raiu S.A. am auzit că mai e un singur post. Ei, da, mă, da. Deja să știi ce. Deci, mă, ți-ai făcut CV-ul? Normal, bă, că mi-am făcut CV-ul de aici, cu litere angelice am scris aici. Mă, litere angelice? Bă, da, bă, da, pe tine te-au lăsat să aprii jos. Da, are picior de altă parte. Ce-ai scris, mă, CV-ul acolo? Păi ce scriu, de toate bune, zero rele. Ia, dă-mă să citesc. Hai, mă, da, hai, mă, da, da. Șelarul Cătălin. Uite, mă, văd că ai absolvit școala de fete promoției 92. Prostie. Eu am absolvit-o odată în 84, după aia în 88 și am mai făcut-o odată anul trecut. Școală, o singură școală. Aceeași de trecut. Bă, da... Dar am auzit acolo în rai că ăștia o să spună Cerculescu. Ce faci cu mandale? Bă, o port, o lapidă de sub, văd eu, da, știu că e uniformă, da. E ok, mă. Asta să fie problema noastră. Bă, dar deja ești cam descalificat, nu, pentru postul ăsta. Eu descalificat, tu care ai trecut la hobby-uri, datul cu barca, așa. Degustare de vin, și muzică clasică. Ce, bă, heavy metal-ul nu-i clasic? Bă, vampire! Și tu, și tu, bă! Și tu, și eu. Dar cum așa? Cum ai mă așa? Păi tu mi-am luat și eu odată în viață, o ția, bă. Bă, Cătălin, bă! Ia, mă, mă, aici, nu, 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 n
serios, băi, așa. Bă, bă, da, ăsta de ce intră înainte noastră, înainte noastră? Bă, ăsta de ce intră? Domnul Tituș, domnul Șarau, vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Vă rog să poftiți la subsol, la șomaj, să vă luați legitimațiile. S-a ocupat postul? Bineînțeles că s-a ocupat, nu am. Mulțumesc!